Producătorii de energie pe bază de cărbune ar putea rămâne pe din afară după elaborarea strategiei energetice naționale. Andrei Maioreanu, directorul adjunct al Hidroelectrica Sind, a declarat că din echipa care lucrează la strategie nu face parte niciun reprezentant al sistemului minier și energetic din țară. Invitat la Gorjul în direct, Andrei Maioreanu a declarat că din echipa care se ocupă de elaborarea strategiei energetice naționale nu face parte niciun reprezentant al producătorilor pe bază de cărbune. Am văzut recent și cred că și dumneavoastră ați făcut acest lucru, site-ul Ministerului Energiei. Eu am văzut echipa care lucrează pentru elaborarea strategiei energetice. L-am văzut acolo în echipă pe președintele ANRE, pe Havrileț, l-am văzut pe directorul de la Transelectrica, l-am văzut pe directorul de la Transgaz, dacă nu mă înșel. Din păcate, nu am văzut niciun reprezentant al complexului energetic Oltenia. Mai mult, cel care conduce echipa care va elabora strategia energetică a României este absolvent de filozofie. Știți ce pregătire are coordonatorul acestei echipe? Vă rog. Da? Este filozof. Desigur, a făcut și facultatea de fizică, este filozof și coordonatorul echipei pentru strategie. Acesta a susținut că ar fi fost normal ca reprezentanții sistemului minier și energetic să facă parte din echipa de lucru. Mi s-ar fi părut normal ca în această echipă să fie avut oameni din efectiv toate zonele de producere a energiei, de transport al energiei, de transport al gazului și așa mai departe, pentru că strategia energetică, repet, nu înseamnă doar activitatea complexului energetic Oltenia. Este o crimă ceea ce se petrece, a declarat fostul manager al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel. Să nu chem la discuții și să nu inviți un sector care practic dă stabilitatea sistemului și fără de care nu se poate concepe la ora asta sistemul energetic național, nu numai este o greșeală, este o crimă. Ciurel a avertizat cu privire la faptul că în forma aceasta strategia energetică va ajuta grupuri de interese în dezavantajul producătorilor de energie pe bază de cărbune. Pot să vă spun și cu siguranță nu greșesc că din această comisie fac parte reprezentanți ai firmei Alstom, da, o firmă care are lucrări în industria energetică și este foarte dragă ministerului, pentru că reprezentanții ei sunt ca la ei acasă, acolo. Iar strategia energetică nu te face văd funcție de nevoile țării, de nevoile acestui popor, ci de nevoile unor companii, unor firme. Conform schiței elaborate până acum de echipa de lucru a Guvernului, din strategia energetică națională nu face parte nici mixul energetic, atât de necesar complexului energetic Oltenia.